Începând de miercuri 30 noiembrie și până duminică pe 4 decembrie, inclusiv bugetarii au parte de o mini-vacanță prilejuită de sărbătoarea Sfântului Andrei și de Ziua Națională a României. Așadar, până pe 4 decembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Namț vor acționa pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru siguranța și fluența traficului rutier. La nivelul județului Namț, zilnic, peste 200 de polițiști de ordine publică de la rutieră, de la investigații criminale, de la arme, explozivi și substanțe periculoase, de la transporturi, luptători de la acțiuni speciale și din cadrul altor structuri, se vor afla în teren și vor acționa în sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. În fiecare zi, polițiștii rutieri vor acționa pe principalele drumuri naționale și județene pentru prevenire accidentelor și fluidizarea traficului. Pentru a vă petrece timpul liber în siguranță, vă recomandăm să aveți grijă de bunurile personale, să fiți prudenți în relațiile cu persoanele cunoscute întâmplător și să acordați atenție copiilor care vă însoțesc. În caz de nevoie sau dacă ați asistat ori aveți cunoștință despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelați la cel mai apropiat polițist ori sunați la 112. Conducătorii auto-începători trebuie să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere.